Geneza, capitolul 37, voi citi de la versetul 26, pagina Scriptură 42. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiții au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Textul care l-am citit e un text care arată începutul școlii de binecuvântare a lui Iosif. E un text, când îl citesc, parcă e un text de groază și nu-mi vine să cred că niște oameni, frați de sânge, pot să facă astfel de înțelegeri și pot să ajungă la astfel de lucruri. Și cu toate că cred sau nu cred, lucrurile acestea sunt adevărate, scrise pe paginile Scripturii și am putea să ne gândim că frații lui Iosif au fost acei oameni care, într-un fel, aveau dreptate ca să facă ce au făcut. Și ce au făcut ei? Prima întrebare. Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Ei, văzându-l pe fratele lor că vine la ei, acolo unde erau cu turmele lor, înainte ca să ajungă la ei, acești frați ai lui Iosif, s-au înțeles în felul următor. Au zis ei, haideți, uite, vine ăsta făuritorul ăsta de vise. Vine ăsta alesul tatălui. Vine ăsta să ne dea nouă lecție aici și să ne urmărească, să vadă ce mai facem. Probabil vrea din nou să ne părească la tatăl nostru. Haideți, știți ce să facem? Hai să-l omorâm. Ce ziceți? Istoria aceasta, într-un fel sau altul, dacă nu vechem, în orice vreme, se poate repeta. Nu neapărat în felul acesta, ca să te gândești să omori pe cineva și să iei viața. Dar te poți gândi să-l distrugi și să-l omori în sens spiritual și să faci lucruri rele cu gândul ca să nu mai ai nimic de face cu acel om. Să fie pentru tine un om mort. În înțelegerea asta lor, totuși, s-au gândit ei. Ce vom câștiga? Apare întrebarea aceasta. Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Când lucrurile încep să se denatureze în viața omului, omul nu mai are simțăminte normale și lucrurile nu le mai vede într-un sens duhovnicesc, ci le vede într-un sens negativ, extrem de rău, și dacă nu ajunge să te omoare în sens fizic, ajunge să caute, să vadă dacă poate să profite cu ceva de pe tine. Și ei au fost acei frați care la un moment dat ce s-au gândit? Hai să-l vindem! Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru. E, cum poți tu să vorbești despre fratele tău așa? Hai, dacă tot nu-l omorâm, hai să-l vindem. Hai să-l vindem. Istoria asta s-a repetat de-a lungul timpului. Și
Pentru cei care nu sunt atenți la viața lor și lasă chiar în inima lor să încolțească un lucru negativ pus de cel rău cândva acolo. Și acest lucru negativ, știți ce poate să fie? Eu am alternat așa în am pune titlul mesajului meu. Virusul invidiei sau efectele invidiei. Gândindu-mă la fiecare ar fi potrivit într-un fel. Știți cum e cu virusul ăsta? E ceva foarte mic. Invizibil. Care dacă ajunge să fie în viața ta, știi ce face? Se multiplică atât de mult încât îți cuprinde întreaga ființă și ajungi să fii unul dintre cei care nu mai văd bine, nu mai gândesc bine, nu mai simt bine și eventual tot timpul încearcă să-și găsească scuze și argumente că ceea ce face e bine. Dar nu mai ești bine. Când ai lăsat virusul invidiei, când ai lăsat virusul ăsta în viața ta, ești pe un drum extrem de greșit. Și știți ce e foarte greu? Mi-am dat seama din proprie experiență, mi-am dat seama că lucruri care îți puse acolo în trecutul inimii tale, în străfundul inimii tale, foarte greu este acolo. Foarte greu le rezolvi. Eu m-am gândit într-un fel la Iosif și mă gândeam, Iosif, tânărul acesta, avea 17 ani când i s-au întâmplat lucrurile astea. Și avea toate motivele ca el să ajungă unul care să fie, să zică, o să vină roata merge și o să vină vremea când o să mă răzbun pe frații mei. Putea să aibă toate motivele să fie amărât și să fie plin de resentimente. Putea să aibă toate motivele ca să ajungă într-o stare de teamă și anxietate. Putea să ajungă foarte bine la dependențe și la vicii. Putea să ajungă la toate astea. Avea toate drepturile, cumva, să meargă într-o direcție ca și aceasta. Și un eveniment de felul ăsta, eu mă gândesc că te marchează foarte tare. Ca să poți să ieși într-o situație de felul acesta, știți ce cred că e nevoie? Numai Dumnezeu te poate scoate de acolo. Știți de unde am pornit gândul mesajului? L-am auzit pe un frate cu o mărturie și m-a impresionat foarte mult. Îmi spunea, mărturisea fratele, zice, când am fost mic, părinții mei n-au putut să aibă grijă de mine și am fost dat în plasament la instituțiile statului, mă gândesc, sau nu știu exact cum a fost. Dar zice, după o vreme, ceva mătușe, unghi, m-au luat de acolo și m-au ținut ei la ei acasă. Pentru că le era foarte greu și eu venit acolo. Și părinții mei, zice, din nou m-au dat la un centru din ăsta de plasament. Eu fost foarte greu, au ajuns să meargă într-un alt oraș și s-au pocăit. În momentul în care s-au pocăit, frații, părinții, au fost extrem de supărați pe el. Da, după ce au auzit că un frate de-a lui a fost vreo 8 ani în pușcărie și a ieșit de acolo, au venit acasă, au făcut ei o înțelegere ca să se întâlnească toți, să fie o reuniune de familie. Și au vorbit cu tata lui și au zis, da, ok, te anunți când avem reuniunea asta. Au vorbit cu frații, te sunăm când avem reuniunea asta. Și avea așa o dragoste și o dorință și era așa de postea și se ruga ca să aibă loc întâlnirea asta. El știa că ceilalți nu-l suportă pentru că s-o pocăit. Și avea așa o dorință să-l mărturisească pe Domnul și să meargă acolo și să fie o lumină între ei. Își punea mari speranțe în întâlnirea asta că într-un fel va fi acceptat de familia lui. Și își dorea după ani de zile să aibă o întâlnire. Și zice, după o vreme vorbesc cu unul dintre frați și îmi spune, l-a întrebat, când va fi întâlnirea? Te rog frumos să spui, zice, întâlnirea a avut loc deja. Și spunea fratele, în momentul în care am auzit că întâlnirea a avut loc și nu m-a sunat niciunul dintre frați, mai mulți frați, nici tata meu nu m-a sunat, zice, așa am căzut în inima mea. Și zice, din momentul ăla a început să mă doară capul,
am început să am dureri de stomac și am început să mă îmbolnăvesc pur și simplu de supărare. Nu mai puteam de durere. Cum a putut să fac așa ceva? Și am intrat în pielea lui și m-am gândit, Doamne, dar cum se poate întâmpla așa ceva? Uite-te cum se poate întâmpla. Cine-ți face uneori lucrurile cele mai groznice? Cei din familia ta, cei care sunt frații tăi, cei care sunt foarte aproape de tine. Și l-am întrebat, dar și cum ai reușit să ieși de acolo? Zice, a fost o luptă grea. Am început să mă rog și să zic, Doamne, îi iert din toată inima mea. Că vedea că dacă nu iartă, se duce spre moarte. Zice, eram tot mai rău. Și de acolo a pornit gândul ăsta pentru mesajul din dimineața asta. Mă gândeam, cât de mult rău putem noi să fim în stare să facem? Sub standardul dreptății sau a orgoliului sau a nu știu ce, putem să fim în stare să mergem într-o răutate, într-o invidie, virusați de cel rău, până unde? Până la cele mai rele și până la moarte. Până la cele mai rele ipostaze ale vieții. Mă gândeam la mine. Eu la vârsta de 17 ani m-am botezat în Biserica Baptistă, puțin mai jos. În vremea aceea era regimul comunist. Și mi-aduc aminte de toate lunile dimineața când mergeam la școală și primul lucru care îl făceau profesorii erau să-și bată joc de noi pocăiți, de mine, unde ai fost la biserică, ce poezie ai cântat, ce cântă, așa, bătaie de joc. Și după aceea am aflat că aveau și reguli profesorii pentru pocăiți ca să aibă grijă de notele lor, adică să-i țin acolo cât mai jos. Și mai dacă mai avea și o dragoste pentru pocăiți, vreunul dintre ei, aveau ei grijă să te rezolve cât se poate de bine. În fine, am crescut fiind terorizat de faptul că securitatea e pe urmele tale, poliția e pe urmele tale. Pentru mine, până ziua de astăzi, poliția nu înseamnă ceea ce înseamnă pentru un tânăr. Pentru mine, poliția înseamnă acel organ de control care face abuzuri, care face ce vrea și mi-e foarte greu și în ziua de astăzi să trăiesc cu gândul că lucrurile s-au schimbat și polițiștii care astăzi îi vezi pe stradă sunt cei care nu au trăit în vremea regimului comunist. Pentru mine e foarte greu și îmi dau seama că în lăuntru meu există, așa l-am numit eu, un scepticism post-comunist. Și ce am făcut când mi-am dat seama de lucrul ăsta? Și m-am cercetat auzindu-l pe fratele cât de rău a putut să fie lovit. Și ce am făcut? M-am rugat pur și simplu și am zis, Doamne, pe fratele X îl iert, pe celălalt îl iert. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eliberează-mă de gândurile astea. Eliberează-mă de cum îi zicem noi, tracul ăsta care îl avem. Eliberează-ne de el și schimbă-ne și transformă-ne prin puterea ta. Să știți că sunt unele lucruri care le duci cu tine toată viața. Ele sunt acolo. Nu se manifestă așa necontrolat, ci le controlez într-o anumită măsură. Uitându-mă, deci, la mine, mi-am dat seama că e greu. Uitându-mă la Iosif, mi-am dat seama că au trecut prin momente extrem de grele. Momente în care putea să aibă neiertare maximă în viața lui. Putea să fie amărât și să aibă toate lucrurile argumentat și să fie în viața lui. Dar știți ce mă bucură tare mult pe mine, uitându-mă în Scriptură? Mă bucură extrem de mult să văd faptul că în diferite locuri spune cuvântul Domnului că Dumnezeu era cu Iosif. Și oriunde ajungea Iosif, Dumnezeu binecuvânta casa aceea. Dumnezeu binecuvânta ținutul acela. Dumnezeu binecuvânta. Deci, el, dacă nu vedea mâna lui Dumnezeu, dacă nu era un om pus deoparte de Dumnezeu,
ca să rămână lângă Dumnezeu prin situațiile grele prin care au trecut. Putea să ajungă o epavă, putea să ajungă un dezastru, dar pentru că Dumnezeu era cu el, Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a binecuvântat. Ai vrea ca Dumnezeu să fie cu tine? Amin. Eu aș vrea un singur lucru să se poată spune despre mine în viața mea. O făcut una, o făcut alta și Dumnezeu era cu el. S-a mutat în stânga, s-a mutat în dreapta și Dumnezeu era cu el. Și oriunde era, Dumnezeu era cu el. Ai vrea să fii acel om? Ai vrea să fii unul ca și Iosif? Nu aș vrea să trec prin ce a trecut el. Dar aș vrea și nu aș vrea eu și niciunul dintre noi să ne asemănăm cu frații lui Iosif. Aș vrea mai degrabă, știți cum să fim? Să fim opusul a ceea ce înseamnă să fii invidios sau să fii virusat. Și știți cum am gândit eu ce ar putea să fie opusul? Dar pentru asta, știți cum e? Trebuie să depui un efort. Trebuie să faci o alegere în viața ta. Așa de la sine nu o să fii opusul unui om invidios. Pentru că e normal. Când vezi pe cineva că îi merge bine, parcă normalul e să-l invidiezi. Când vezi că cineva are succes, parcă normalul e să-l invidiezi. Eu n-am fost invidios niciodată în viața mea, slavă Domnului. Nu prea știu să vorbesc despre asta. Dar așa mă gândesc, că parcă normalul, sau din ceea ce văd, normalul e să fii invidios. Dar normalul nu e să fii invidios. Normalul e să te bucuri. Și normalul... Normalul pentru un credincios nu are nimic de face cu invidia sau, cum spune cuvântul Domnului, la invidie zice pismă. Oamenii pismași, o să, probabil o să amintesc din cuvântul Domnului care e sfârșitul lor. Dar oamenii pismași, înaintea lui Dumnezeu, nu au un sfârșit bun. Oamenii pismuitori. Opusul invidiei, eu l-am numit să fie generos. Să fie altruist. Să fie acel om care pune nevoile altora pe primul plan, fără a căuta câștig personal sau beneficii egoiste. Poți să faci lucrul ăsta. Poți să pui dorințele altora pe primul plan, așa cum le auzeam pe fratele Dan vorbind de mama lui. Poți să faci lucrul acesta. Poți să fii generos. Poți. Eu vreau să vă spun ceva. În adunarea asta cunosc mulți oameni generoși. Cunosc mulți oameni generoși. Poate că nu-s toți, dar-s mulți. Slăvit să fie Domnul. Ce înseamnă asta? Când ești generos, înseamnă că nu ești invidios. Când te gândești la celălalt cu drag, înseamnă că nu ești invidios. Și dacă Dumnezeu ne cheamă la ceva pe noi, ca și comunitate, ca și adunare, ne cheamă ca să fim plini de dragostea lui Dumnezeu și să ne cercetăm într-un mod sincer. E așa de simplu să te pocăiești. Dar eu știu ce-mi dau seama. Sunt unii care nu vor. Nu vrei să te pocăiești. Dar dacă vrei, poți. Dar dacă te pocăiești, știi care e binecuvântarea lui Dumnezeu? Spune, și Dumnezeu era cu Iosif. Și Dumnezeu era cu Iosif. Eu vreau să zic, dacă te pocăiești, pot să spun, și Dumnezeu era cu oricare dintre voi. Nu vreau să dau nume, că aș spune, ești nepocăit și uite, dacă se pocăiește și Dumnezeu era cu el. Dau numai numele meu. Și Dumnezeu era cu Dan. Și Dumnezeu era cu Dan. Doamne, ajută-mi! În finalul cărții Genesa, pentru că timpul merge foarte repede și nu pot să spun prea multe, în finalul cărții Genesa, găsim un verset extraordinar de frumos. Mi-a plăcut la maxim versetul acesta. Genesa, capitolul 50, versetul 20. Spune aici cuvântul Domnului, voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Se poate întâmpla ca cineva să vrea să-ți facă rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dacă Dumnezeu e cu tine, să știi că poate că unul ar vrea să te omoare. Dar dacă Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu va schimba răul în bine. Crezi tu lucrul ăsta? Amin. Deci lucrul ăsta mă face să
treacă așa curent prin mine când vă spun. Simt cercetarea Domnului peste mine și nu-mi doresc altceva decât ori de câte ori cineva vrea să-mi facă rău sau vrea să vă facă rău, să fim sub puterea lui Dumnezeu, să fim acei oameni ca și Iosif despre care să se spună și Dumnezeu era cu cei care sunt biserica nouă legământ. Când m-am rugat pentru sora Violeta, am simțit așa o dragoste pentru ea, pentru familia ei, pentru dorințele ei. De ce? Pentru faptul că suntem în același trup în, a Domnului Iisus Hristos. Și cu atâta drag m-am rugat pentru ea și l-am simțit și pe fratele Ruben cu cât drag ne-am rugat. Asta trebuie să ne caracterizeze pe noi. Să se vadă dragoste, iubire, să nu se vadă scepticism, ci să se vadă generozitate. Și oamenii se vadă întotdeauna în mijlocul nostru binecuvântarea Domnului, dragostea Domnului, prezența Domnului. Și atunci, eu cred că Dumnezeu e în stare, indiferent cât rău ne-ar dori unii sau alții, eu cred că Dumnezeu e în stare ca orice rău, Dumnezeu să-l transforme din rău în bine. Amin. Și cred versetul cu care închei, din Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin. Crezi? Amin. Amin. Amin.